Mesajul meu de astăzi este continuarea mesajului pe care l-am început marțea trecută. Am rămas tot la 7 duhuri sau 7 demoni care atacă mintea și inima. Predica a fost atât de amplă încât a trebuit să o împart în două și au rămas pentru data aceasta 4 puncte, da? Sunt practic 7, așa cum am spus, 7 duhuri. Haideți să vedem câți vă mai aduceți aminte primele 3 duhuri care atacă mintea și inima. Cine își mai aduce aminte? Cine a fost atent data trecută? Nu neapărat în ordine, da? Primele 3 pe care le-am studiat data trecută. Frică, ură și nebunie, da? Frică, ură și nebunie. Și am vorbit mult despre aceste duhuri și vreau să vă spun că au fost și rezultate foarte, foarte mari. Pe lângă faptul că pe toate rețelele noastre și pe toate posturile noastre, pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, pe unde a mai fost postat mesajul, am depășit undeva la 20 și ceva de mii de vizualizări cu acest mesaj peste 25 de mii cu toate adunate, într-o săptămână glorificat să fie Dumnezeu pentru asta, deci oamenii sunt interesați de eliberarea lor, pentru că am spus că 2023 va fi anul eliberării numele lui Iisus Hristos. Au fost foarte multe mărturii după. O tânără care, de exemplu, se lupta cu gândul de a renunța la facultate, o facultate foarte grea. Și era aici în biserică și la un moment dat spun, poate că e un examen în fața ta și trebuie să-ți dai examenele și trebuie să termin facultatea. Ești capabilă să termin, chiar am spus tânăro, ești capabilă să-ți termin facultatea. Și în momentul ăla, această tânără a simțit că a fost eliberată de frică, a fost eliberată de această neputință de a-și termina facultatea și Dumnezeu chiar a eliberat-o și mi-a scris într-o mare bucurie, într-o mare stare de bucurie, mi-a spus că Dumnezeu a lucrat în viața ei. O altă soră care se luptă de câțiva ani de zile cu o boală și boala era foarte, foarte, sau boala i-a afectat foarte mult sentimentele și avea o frică puternică în inima ei. Poate reușiți să luați și brumul ăsta care se aude? E de la noi? A, nu e de la noi. Ok. Dă mai tare așa. Mulțumesc. A început un brum aici pe scenă și nu știam de la ce. Ne obișnuim cu el, nicio problemă. Și doamna aceasta era foarte agasată de frică și a simțit o eliberare de frică ca vindecarea să-și facă loc și în trupul ei. Deci Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit. Haideți să intrăm în celelalte patru puncte și până să intrăm în celelalte 4 puncte care ne-au mai rămas din cele 7, vreau să vă spun o descoperire științifică extraordinară. Am citit despre ea în mai multe materiale științifice, medicale, neurologice, să spun așa, să iau toate ramurile. Știți că în noi este lumină la propriu? Da? Fotoni. În noi sunt fotoni. În noi este lumină. Așadar, Iisus Hristos, când a spus acum 2000 de ani, voi sunteți ce? Voi sunteți lumina lumii. N-a spus-o doar la figurat, ci noi chiar la propriu avem lumină în noi. În ADN-ul nostru există fotoni. În fiecare celulă există fotoni. Nu am putea trăi fără această lumină noi, pentru că în momentul în care acești fotoni dispar, noi de fapt murim. În momentul în care omul moare, lumina din el dispare. Fotonii se sting, se duc. O descoperire incredibilă a fost aceea și este aceea că cu cât omul păcătuiește mai mult, își încalcă cugetul mai mult, cu cât omul face mai mult rău, cu atât această lumină se stinge, dispar fotonii din el, sunt omorâți fotonii din el și de aici îmbolnăvire, răutate, ură și toate celelalte. Ne scurtăm viața chiar prin împuținarea fotonilor din noi. Interesant este că odată cu uciderea acestor fotoni, diavolul are acces ușor în ființele noastre. S-a constatat, atenție, științific, că oamenii care au puțin fotoni în ei, au ucis din aceste luminițe din interiorul lor, și ce se întâmplă cu ei?
Oamenii aceștia s-a dovedit a fi, a avea probleme de comportament, posesiuni demonice, psihoze, stări de frică, de spaimă, de groază și multe alte cele. Ok, mă bucur, mulțumesc, Pavel. Ok, vreau să vă citesc versetele acestea care spun așa. 1 Tesaloniceni 5 cu 5 zice: voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Oamenii de știință se uită astăzi șocați la aceste versete și spun: cum a știut un fiu de tâmplar din Palestina, din Betleem și mai născut în Betleem și mai apoi care a copilărit în Nazaret, într-o cetate atât de insignifiantă a Palestinei, cum de-a știut că omul poate să fie lumină? Voi sunteți fii ai luminii, fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, aici spune Apostolul Pavel, întărind ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat deja. Știți că vă spuneam data trecută că în inima omului s-au descoperit 40.000 de formațiuni neuronale și s-a descoperit că a noastră inimă poate să producă gânduri. Știți asta, v-am spus, da? E dovadă științifică, s-a dovedit științific. Și ce zice Iisus Hristos la un moment dat? Din inima omului ies ce? Fiți atenți ce zice. Gândurile rele. Din inimă, Iisus Hristos, fiul de tâmplar, din Palestina, născut în Betleem, copilăria în Galileea, atenție, galileenii erau niște oameni foarte disprețuiți de oamenii de știință și de cultură și de, nu știu, de elitele sociale ale evreilor. Știți că galileenii aveau și o vorbă stâlcită și știți, farisei și cărturare zic, nu sunt ei galileeni, nu sunt ei agramatoi și idiotai, adică agramați și idiotai, adică oameni de rând, oameni simpli, oameni fără carte. Un om dintr-o zonă disprețuită de elitele societății din vremea respectivă spune, din inima omului ies gândurile. Și atenție, nu se oprește aici. Gândurile de răutate, adică, oamenii de știință au descoperit ceea ce Iisus a zis acum 2000 de ani, adică, tot ce înseamnă gândire angrenată în sistemul acesta al emoțiilor, se produc în inimă. Este foarte tare, nu? Adică inima contribuie. Sunt și gânduri pe care nu punem preț din punct de vedere emoțional. Mă gândesc că mâine mă trezesc de dimineață. Sunt indiferent, să dea Domnul. Nu pun, vedeți, n-am o încărcătură emoțională asupra acestor gânduri. Însă în momentul în care implic foarte mult emoțiile, inima este acolo prezentă. Mare este Dumnezeu și oamenii de știință descoperă ceea ce Iisus al nostru ne-a spus cu mult timp înainte. Nu e așa că e mare Hristos al nostru? Aplauze pentru El. Ok. Da. S-a descoperit și că în creier există punctul lui Dumnezeu. Apropo de lumină, Goethe, înainte să moară, a zis Licht, mehr Licht. Am zis bine? Antonie, ești aici? Am zis bine? Ce înseamnă? Licht, mehr Licht. Lumină, mai multă lumină, da? Lumină să fie mai multă lumină. Goethe, înainte să moară, s-a speriat de întunericul pe care l-a văzut și a zis lumină, să fie mai multă lumină, Licht, mehr Licht. Hitler, cred că la fel, urlă. Licht, mehr Licht. Oamenii care au stins în ei lumina, oamenii care au ucis în ei iubirea, oamenii care au ucis în ei teama de Dumnezeu și care s-au lăsat pradă duhurilor necurate care locuiesc în întuneric și care se hrănesc din întuneric. Oamenii aceștia, dincolo, dau de grozăvia aceasta a întunericului. Trec mai departe, în creierul omului s-au descoperit formațiuni neuronale, zone pe creier, cum ar fi regiunea cortexului orbitofrontal. Este o zonă asociată cu emoțiile și această zonă a cortexului orbitofrontal este incredibil de excitată. Știm cuvântul acesta în lumea medicală, se referă la o puzderie de hormoni care sunt inserați în acea zonă. Atenție, când oamenii se roagă și au numit această parte din creier punctul lui Dumnezeu. Dar
Dar nu doar într-o zonă a creierului Dumnezeu vorbește. Când oamenii se roagă cu precădere în această parte, s-a observat o activitate foarte intensă, dar în toate celelalte zone ale creierului, creierul unui om care se roagă arată la un RMN cu substanțe de contrast, arată ca un foc de artificii. Ceva extraordinar, foarte intens. Am vorbit cu un tânăr care avea psihoze. Și mi-a zis așa, nu mai cred în Dumnezeu. Fiți atenți la ce vă spun aici, pentru că am fost foarte provocat și m-am rugat lui Dumnezeu pentru înțelepciune. Un tânăr care avea foarte multe gânduri religioase, un tânăr care știa că este în același timp posedat demonic, avea o înclinație foarte puternică față de biserică în același timp, dăduse, în mintea lui aveau acces demoni într-o manieră cum rar am văzut. Și îmi spune tânărul acesta, îl întreb după o vreme, ne-am rugat pentru el, îl întreb pentru o vreme, după o vreme îl întreb, cum mai ești? Și îmi spune, nu mai cred în Dumnezeu. Și zic, da, de ce nu mai crezi în Dumnezeu? Pentru că doctorii mi-au inoculat din creier, mi-au distrus din creier credința. Zic, da, cum așa? Păi am fost la doctor și doctorul mi-a dat niște medicamente și mi-a zis, de acum încolo tu nu vei mai crede în Dumnezeu, pentru că noi ți-am dat medicamente care sting din creier credința în orice. Fiți atenți, în Anglia. Noi îți facem o injecție, omul mi-a dat și explicații. Aveai un flux foarte mare de dopamină în zona creierului, exact ce vă spun, da? În zona cortexului orbitofrontal, un flux puternic de dopamină și asta îți dădea extaz religios, asta îți dădea acele psihoze demonice, asta te făcea să vrei ba la biserică, ba vedeai dragi, ba vedeai pe Dumnezeu și zice, de fapt, credința ta în Dumnezeu și ceea ce ți se întâmpla cu posesiunea demonică și cu altă, era doar o defecțiune a creierului. Și zice, nu mai cred în Dumnezeu. Totul e o minciună. Răspunde-i, frate Toni. Răspunde-i. M-am pus și m-am rugat și am zis, Doamne, cum e, Doamne? Tu care ai creat creierul. Și îmi răspunde Duhul lui Dumnezeu. Materia, undeva, trebuie să se contopească cu spiritualul. Și Dumnezeu a creat în creierul uman resorturi, zone care pot fi accesate într-adevăr atât de Dumnezeu cât și de draci. Avem un wifi spiritual în creierul nostru. Bineînțeles că acesta funcționează și pe baza unor hormoni și unor procedee chimice. Cum v-am spus, când ne rugăm, se întâmplă chimic ceva în creierele noastre. Unde reglaj, într-adevăr, poate să dea atenție, acces diavolului asupra minții noastre. Dumnezeu niciodată nu va schimonosi un om, de-aia există droguri, se numesc droguri psihotice. Ați auzit de ele? Era un concert la un moment dat, o cântăreață de la noi și-a pus titlul la concert, Psihedelia. Ați auzit de concertul ăsta? Psihedelia. Psihoze. Psihedelice. Nu e de glumit. Pentru că sunt droguri, atenție, care dereglează hormonal creierul și prin acel dereglaj hormonal din creierul nostru, diavolul profită. Am spus-o și vă spun mereu. Stinge-l, nu-l mai aprinde. Cred că un copil l-a aprins. Am spus-o mereu. Diavolul este ca un rechin. Unde vede sânge, profită. Este adevărat sau nu? Diavolul este un rechin. Când în creierul nostru se întâmplă un dereglaj, diavolul este acolo să profite. De aici această problemă, știți că sunt doctori psihiatri,
sunt doctori neurologi care nu cred în Dumnezeu pentru că zic așa, domnule, noi știm că putem să controlăm aceste emoții religioase și putem să le stingem printr-o seringă, printr-un drog pe care îl administrăm, putem să stingem aceste psihoze. Și atunci despre ce dragi vorbiți? Păi vorbesc despre dracii care profită de aceste dereglaje hormonale. Pentru că sunt demoni, și noi știm asta din cuvântul lui Dumnezeu, care atunci sunt demoni care profită de orice rană, atât trupească, cât și spirituală, cât și emoțională, cât și psihică, orice. Soția mea a avut o vedenie duminica trecută și a văzut în biserică o căpușă mare care se ducea cu repeziciune, avea multe picioare și se ducea cu repeziciune spre oamenii din biserică care au răni. Și se punea pe rănile acelea și le exploata. De câte ori ai zis că nu-L mai iubești pe Dumnezeu? Pentru că ți s-a întâmplat o nenorocire. De câte ori te-ai întrebat unde este Dumnezeu? De câte ori L-ai urât pe fratele tău? Pentru că s-a purtat urât cu tine. De câte ori ai zis, nu mai cred în biserică, nu mai cred în Dumnezeu, nu mai cred în Biblie. Am vorbit cu un frate înainte de biserică care era foarte supărat că a făcut accident, chiar astăzi. Foarte supărat. Am văzut în el o supărare foarte puternică. Era dezamăgit. Era dezamăgit de Dumnezeu care nu l-a ferit de un accident. Era dezamăgit de poate credința lui. Era dezamăgit poate de... Era dezamăgit de tot. Și diavolul se poate folosi de această rană, dezamăgire, dezechilibru chimic. Atenție! Sunt tumori care cresc pe creier, pun presiune pe o anumită zonă și diavolul se poate folosi inclusiv de tumori. Repet, diavolul e un rechin și se folosește de orice dereglaj din corpul, din mintea și din sufletul nostru. Este adevărat asta sau nu? Un lunetist din America, există povestea lui pe internet, îmi vine acum în minte, nu-i mai știu numele, era un adolescent, un tânăr la vreo 19 ani, care într-o zi s-a urcat cu o pușcă cu lunetă într-un turn și a omorât vreo, nu știu, 18-19 persoane. Până în 20 de oameni a omorât din turnul respectiv. Când i-au făcut o biopsie a creierului, au constatat că avea o tumoră care se umflase și crescuse pe zona creierului care, atenție, îi stingea empatia, îi afecta empatia. Și atunci am spune noi ce s-a întâmplat acolo. Cine e de vină? Tumora respectivă. Vreau să vă spun un lucru. Am văzut creștini cu tumor pe creier, dar n-am văzut niciunul care să ia cuțitul și să înjunghe pe mama. Am văzut creștini cu tumor pe creier, dar n-am văzut pe nimeni să fie exploatat de diavol. Însă în lume, dereglajele hormonale, tumorile pe creier, bolile de orice fel, pot fi folosite de acest rechin nenorocit mustral al Dumnezeu care este diavolul. Ascultați bine ce vă spun. Pentru că vor veni oameni și vă vor spune exact cum mi-a spus tânărul ăsta. Eu nu mai cred în Dumnezeu că doctorii mi-au făcut o injecție și mi-au stins credința. Și am zis, na, never. De nu vei mai avea creier să-L simți pe Dumnezeu. Îl vor simți celulele din tine. Îl vor simți fotonii din tine. Îl vor proclama toți atomii care s-au adunat într-un mănunchi care se numește om. Glorificat să fie Dumnezeu. După ce am vorbit cu tânărul ăsta, l-am pus pe gânduri și zice, bă, Toni, să dea Dumnezeu. I-am zis, să dea Dumnezeu, că așa e. Nu lăsa pe diavolul să te mintă că ți-a stins credința. Pentru că dacă am spus că da, există un punct al lui Dumnezeu, care este cortexul acesta despre care am vorbit, orbitofrontal, dar nu doar acolo este Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să fie în orice celulă a vieții tale. Crede asta. Ok, haideți să intrăm în asta a fost introducerea, haideți să intrăm în primul, al patrulea, duhul de necurăție sexuală. Este un drac care afectează mintea și inima. Necurăția sexuală. Și vreau să dăm un verset, te rog frumos, Andrei, dă la acest verset, Romani 1:31, care spune așa, Romani 1:31, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără ce? Milă. Și uitați-vă un pic că sunt așa. Sunt 5
mari consecințe ale păcatului doar în acest verset. Ele, lista e mai mare în Romani 1, dar luăm acest pachet de 5. Și eu consider că toate aceste păcate sau consecințe ale păcatului sunt complementare. Toate au de-a face cu exploatarea, atenție, a minții și a inimii de către diavol. La mijloc, între cele patru, două cu două, la mijloc, ce este? Spuneți dumneavoastră, vă rog frumos. Fără dragoste firească. Ce înseamnă dragoste firească? Dați-mi un sinonim, repede. Fără dragoste de care? Cum ați spune în loc de firească? Naturală, mulțumesc, normală. Fără dragoste normală. Fără dragoste naturală. Da? Și iată, zice așa, păcatul ne face fără pricepere. Da? În momentul în care noi accesăm curvia, da? În greacă avem și un cuvânt ponero, pneuma ponero. Da? Este un, sunt două cuvinte folosite pentru mai multe tipuri de posesiuni demonice, dar și acest ponero, care are aceeași rădăcină cu pornea, de ponero, pornea în greacă înseamnă curvie, de aici avem pornografie, pornea înseamnă curvie, grafie înseamnă imagine, adică curvie prin imagine, asta înseamnă pornografie. În momentul în care ne lăsăm infuzați de pornografie, ne lăsăm infuzați de gânduri de curvie, ne lăsăm infuzați de pofte pe care, atenție, le putem controla, se întâmplă ceva în trupurile noastre și în primul rând, curvia sau dracul de curvie, pofta aceasta a curviei ne afectează priceperea. Ei cele mai proaste decizii, da? Baia de dopamină și vasopresină, ormonii aceștia dereglați atacă logica umană și se știe și s-a dovedit iarăși științific că în momentul în care noi ne lăsăm pradă acestei curvii, necurăției, atenție, ne este deconectat creierul sau partea, da, logica din creier, lobul prefrontal ne este deconectat pentru că Dumnezeu a creat în așa natură actul acesta sexual încât să nu ne mai gândim la consecințe, dar este lăsat în cadrul familiei. Să nu te mai gândești, bă, o să schimb Pampers. Nu, nu te mai gândești la asta. Cumva ți este decuplată logica ca să poți să faci copii, mă auziți? Te mai gândești că trebuie să bagi bani în el. Nu te mai gândești că nu o să mai dorm nopți. Dumnezeu a gândit-o în așa fel încât cumva să, prin actul sexual, logica umană să-ți fie un picuț decuplată ca să poți să procrezi, să faci copii în continuare. În momentul în care abuzezi de actul sexual, tu de fapt ce faci? Stingi mereu logica în creier. Mă auziți? E ca și cum te joci la întrerupător. La un moment dat se arde becul. E adevărat sau nu? Eu urlu la aia mici când se... smarde acum. Mai stingeți atâta becul că l-ardeți. Când erau mici, de fapt, știți, nebunia asta la copii. Ding, 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 se joacă cu lumina, știi? Cred că... Și la un moment dat se arde becul. Exact asta se întâmplă prin curvie în mințile noastre. De-aia ăștia care curvesc într-una nu mai au creier, li se atrofiază logica. Ei nu mai se gândesc, nu se mai gândesc că pot lua sifilis, sida, tot felul de boli, HPV-uri, HIV, am zis de HIV, hepatite, nu se mai gândesc. Nu se mai gândesc, băi, stai că îmi nenorocesc familia, îmi îmbolnăvesc nevasta, ca unul care era tirist. Oprea la toate, să mă ierte Dumnezeu, la toate persoanele de pe marginea drumului. La un moment dat trimite sora bilet în față, rugați-vă pentru mine că și eu și copiii avem sida. De la bărbatul care le-a infectat pe toți cu sida, pe toți din casă. Pentru că el a stins lumina. S-a mai gândit, bă, dacă opresc pe marginea drumului, au sida. S-a mai gândit, bă, dacă cine-i femeia asta din club? Cine-i femeia asta care trage de mine? O fi frumoasă. A poate e bolnavă ca moartea. Face reclamă la sida. Tu te culci așa cu ea, nu te gândești, tânărule. Nu te gândești, bă, dacă o las însărcinată, mă fac de rușine, de ocar în fața bisericii. Nu mă pot culca cu ea. Mă fac de râs, dacă rămâne însărcinată, se duce mâine la pastor, m-a lăsat însărcinată, ce fac?
Nu mai cânt în echipa de închinare, nu mai cânt la bas, la tobe, la pian, nu mai pot. E șters viitorul meu. Vedeți? Curvia stinge priceperea. Dumnezeu să ne dea pricepere, amin? În al doilea rând, suntem la punctul acesta al necurăției sexuale. Ne este afectată, atenție, seriozitatea, credincioșia. Iarăși, diavolul vrea să pună stăpânire în creierul nostru. Sunt zone anumite care se ocupă cu credincioșia, amigdala cerebrală, hipocampusul. Acestea sunt zone ale creierului și o să mai vorbim despre ele. Amigdala cerebrală este fix cât o amigdală în creierul nostru. E un sâmbure undeva la baza creierului nostru, înaintea cerebelului. Voi, interiorul vostru, așa, dacă puneți, băgați degetul în gură și vă atingeți cerul gurii, undeva spre omulețul din gât, în sus un pic, e o amigdală cerebrală. Este cât unghia mea. Acel bob, că de-aia zice amigdală. Aia e cât o amigdală. Acea amigdală cerebrală se ocupă de emoții. Adică, ce vreau să vă spun? Este responsabilă cu impulsul emoției. Adică, când te aleargă un câine, amigdala cerebrală spune imediat. Ce spune când vine un câine după tine? Stai și mângă-l. Câță, câță. Ai prăjit amigdala cerebrală dacă te pui în genunchi să mângâi câinele. Ai prăjit-o. Nu-ți mai funcționează. Amigdala cerebrală în acel moment transmite un impuls spre hipocampus. Hipocampusul transmite mai departe o baie de hormoni care te fac să fugi. Adrenalină îți infuzează în creier, imediat o ilagoană. Puf! Ai fugit! La fel, deci această amigdală cerebrală se ocupă cu tot ce înseamnă emoții și decizii imediate. În momentul în care tu te joci cu păcatul curviei, tu stingi aceste impulsuri emoționale. Tu le stingi. De exemplu, eram la Mega Image și în spatele meu era o domnișoară care n-avea mai mult de 14 ani. Bineînțeles că arăta ca o doamnă de 40. Așa arată puștoaicele de azi. Bătrâne. Mă uit la ea așa, vorbea. Râdea. Știi că nu mai sunt cu Gigel? Și râdea și făcea mișto de el. Un nenorocit. Mă întorc așa și mă uit. Păi măi, eu, e nevastă mea aici, i-am zis de multe ori. Pe la 18 ani mi-am făcut o prietenă. Gânduri serioase. A plecat prietena. Am intrat în depresie. Plângeam și mă zbăteam ca peștele pe uscat. Ai plecat! America! Bă, plângeam ca... Pentru că în mine funcționa foarte intens tot ce înseamnă emoție, credincioșie, stabilitate. Mă, mi-a luat vreo lună de zile să o uit. Mi-am dat seama că nu se poate la distanță. Ea m-a sunat din America, mi-a zis, a fost țeapă, ce mai, pe românește. M-am îndrăgostit ca neghiobu. M-a sunat că vezi, domnule, că eu rămân aici să-mi termin studiile, că nu știu ce. Dar eu am rămas cu buza umflată. O lună de zile am plâns, 18 ani. Eram bărbat bine, trăgeam de fiară. Am plâns. În momentul în care te joci cu lucrurile astea, știi ce se întâmplă? You don't care anymore. Nu-ți mai pasă. Și văd și în biserici chestia asta. Wow, da. Mai zi o dată, wow. Nu în sens cool, știi? Nu în sens. E wow negativ. Văd și în biserici chestia asta. Într-un an, unul din biserică poate să aibă 12, una în fiecare lună. Sora Margareta, Ileana, Grigorița, care o mai fi? Bă, 12, bă, cum? Eu pe vremea mea când mă îndrăgosteam, dacă mă îndrăgosteam de cineva, sufeream un an. Pentru că inima mea nu era obișnuită și nici nu m-am obișnuit vreodată. După ce m-am despărțit de tipa asta, cum vă spuneam, m-am despărțit, mi-a dat papucii, voiam să sune mai, știi, bine pentru mine, imediat am cunoscut-o pe Gabriela, am zis, eu nu mai sufăr. Rămâi lângă mine sau pleci, zi-mi. Și am stat și am dezvoltat relația și iată, ne căsătoriți, suntem căsătoriți, avem 17 ani de relație. Da, facem, amin, mulțumesc.
Ce vrea diavolul prin curvie este de fapt să stingă credincioșia din tine. Amigdala cerebrală la primul impuls, că aici e și îndrăgostirea, tot în amigdala cerebrală. Vezi și mi-a plăcut, cum? Te-am văzut, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut? Ai văzut-o ca un animal, transmiți, ce impuls transmiți către hipocampus, hipotalamus? Ce impuls transmiți? O vreau! Ca cine e din Biblie? A văzut-o pe filisteancă și o vreau! Nu! Amigdala mea cerebrală îmi spune, bă, ești însurat, ai doi copii. Trebuie să fii credincios, se întâmplă asta. Și în secunda a doua, când eu văd o femeie ispititoare pe stradă, oriunde, în biserică, că se întâmplă să le vezi prin biserică, pe Izabele, când o vezi, amigdala cerebrală transmite un impuls de respingere, de fugă. De-aia, atât de minunat, apostolul Pavel zice, în 2 Timotei, ce îi zice lui Pavel? Fugi! Adică amigdala ta cerebrală când vede curvia, amigdala ta cerebrală să fie stăpânită de Duhul Sfânt, nu de diavol, amin? Să-ți transmită, fugi de curvie, fugi de femeia asta, chiar dacă ți se pune pe tavă, ori are sida, ori îți distruge familia, te bagă în depresie, îți distruge cariera, îți distruge averea, îți distruge chemarea, îți distruge slujirea, îți distruge pastorația, fugi! Amin? Fugi! Diavolul vrea să stăpânească emoțiile tale, de fapt să le nenorocească, să le stingă. Îi vei permite prin curvie, asta se întâmplă oameni buni și prin pornografie. De-aia vin tineri și zic, frate Toni, eu nu cred că pot să mă căsătoresc. De ce mă? Păi nu cred că pot eu cu o femeie. Păi dacă te uiți astăzi, luni, te uiți, iertați-mă, la una, mâine te uiți la alta, apoi mâine la alta, vezi toate formele și toate cele. Normal că prin pornografie îți este afectată emoția, amigdala cerebrală, care nu-ți mai zice fugi, ci zice stai! Stai și uită-te! Stai și pune mâna! Stai și culcă-te cu ea! Normal, nu-i așa? Asta vrea diavolul, asta face curvia. Ne dezumanizează! Ne dezumanizează. De-aia zice Biblia, sunteți plini de curvie, nechezați ca un cal în călduri după fiecare femeie pe care o vedeți. De-aia când amigdala cerebrală vede o femeie pe stradă, unii într-un mod instinctiv, într-o fracțiune de secundă, fără să gândească, unii o fac și cu nevasta lângă ei, tit! Ai mă, du-te mai în față, de el claxonase pe blonda care trecea pe trotuar. Ați înțeles? Vreți să fiți stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu sau de dracul curviei? De ce vreți? De Duhul lui Dumnezeu, nu? Dumnezeu să vă ajute, amin. Și Dumnezeu să mă ajute. Curvia afectează multe, foarte multe. Curvia afectează, așa cum am zis, dragostea firească. Sunt draci care se pun pe identitatea ta sexuală. Vă spun o experiență. Un tânăr de 16 ani a venit la mine și îmi spune, frate Toni, am simțit când a intrat dracul de perversiune în mintea mea. Am simțit. Eram la calculator, mă uitam la pornografie și în acel moment am simțit un dereglaj în creierul meu. Până atunci îmi plăceau domnișoarele. Din acel moment am simțit că nu mai îmi plac. Am simțit o scârbă față de ele și o pasiune exagerată, nebunească, față de altceva. V-ați dat seama, nu? Zice, frate Toni, am simțit! Ajută-mă! Era disperat. Ajută-mă, te rog, nu spune la nimeni. Nu-i spune lui mama, nu da niciun indiciu. Nu-i spune lui tata, nu spune la nimeni. Te rog, în numele lui Iisus, nu spune la mine, la nimeni, dar ajută-mă, pentru că simt și știu momentul și locul în care s-a întâmplat așa ceva. Pentru că dracu te ispitește. Când consumi nu pot să spun pornografie naturală, că nu există nicio fel de naturalețe în pornografie. Dacă când consumi această pornografie între bărbați și femeie, la un moment dat dopamina, ca la drogați, creierul produce foarte multă dopamină, zice și Biblia. Curviți și nu vă săturați, nu zice Biblia? Nu te mai saturi. Și vrei altceva ca la droguri, că de-aia mor ăștia de supradoză. Pentru că nu mai simt corpul, nu mai simte. Îi dai o doză, nu mai simte. Îi dai dublă doză, nu mai simte. Îi dai triplă doză și crapă inima. Și crapă creierul. De-aia se moare de supradoză. Așa e și în pornografie.
La un moment dat nu mai simți, nu mai simți plăcere, nu mai simți în actul acesta natural, nu mai simți plăcere. Și te pune dracu și zice, dar uite-te și la altceva și știți la ce? Și când te pune dracu să te uiți și la altceva, să fii sigur că vei fi afectat. Să fii sigur! De-aia stai departe. Pentru că Dumnezeu te-a creat într-un mod și vreau să cinstești modul în care te-a creat Dumnezeu. Amin? Ca să fii fericit. Să poți să fii fericit. Păi ăștia nu sunt fericiți. Vă credeți că sunt fericiți? Nu! Așa ajung oamenii la pedofilii, la dragoste nefirească, la zoofilii. Există, frate Tony? Dacă v-aș da urechile mele, n-ați dormi de acum încolo 30 de nopți. 30 de nopți n-ați dormi. Când am intrat în pastorație, îmi zice Duhul Sfânt, îți voi întări urechile. Zic, de ce, Doamne, sclăpăuge? Lăsate. Îți voi întări urechile. Pentru că ceea ce vei auzi, un om nu poate purta ceea ce vei auzi cu urechile tale. Și de aceea îți voi întări inima și mintea ca să nu fii afectat de ceea ce vei auzi. Și am auzit multe de tenfiori. Ce dragi pot exista în oameni și în ce forme. În ce forme. Vreau să vă zic că nu-i de glumit. Eu am spus foarte clar, deșănțarea asta și destrăbălarea asta sexuală pe care o vedem astăzi duce spre pedofilie și de ceea ce vânează ei este ca pedofilia să fie ok, reglementată. Haideți să vă dau un caz care m-a înfiorat. Și vă spun concret, cu date concrete ce vă spun acum. Nu știu dacă ați auzit de doctorul Daniel Carleton Gajdusek. Deci Daniel sau Daniel Carleton Gajdusek. Omul ăsta a trăit între 1923 și 2008. A fost un fizician și doctor, cercetător din America, care împreună cu Baruch Bloomberg a câștigat premiul Nobel pentru fiziologie, cred că este mai degrabă, nu fizică, fiziologie, e, da? Și medicină. Fiziologie and medicine, da? În 1976 a lucrat a descoperit transmisibilitatea unui virus pe nume Kuru și l-au numit acești virus au fost numiți unconventional viruses, zic bine, nu? Virusi neconvenționali. Deci omul ăsta era o somitate medicală. A lucrat 9 ani de zile la spitalul din Boston. Boston, căutați, există cazul lui pe Wikipedia. 9 ani, premiu Nobel. Atenție! A descoperit, a luat premiu Nobel pentru așa ceva. A descoperit transmisibilitatea aceasta a virusilor neconvenționale, adică care nu-ți băgați în tipar, ăsta e virusul ăla. A descoperit patologia, transmisibilitatea acestor viruși cu care oamenii nu știau ce să facă și cum să-i trateze. A luat premiul Nobel, super descoperire. După 9 ani de, atenție, locuit în spitalul din Boston. Wow, ce om tare! Să trateze copii cu virus. Atenție, spitalul de pediatrie din Boston. Au descoperit un lucru groaznic, înfiorător. Molestase între 300 și 400 de băieți. Între 8 și 12 ani. Abuzase sexual între 300 și 400 de copii. Între 8 și 12 ani. A fost cercetat. A fost găsit vinovat. Există interviul lui în care el cu gura lui de drac, om căpușat de demon, de spurcăciune și spune cum între 300 și 400 am văzut interviul lui. Cum s-a ajuns aici? Deschide azi o poartă, deschide-o mâine pe a doua, deschide-o pe a treia. Lasă-te pradă tuturor poftelor sexuale și vei vedea cum într-o zi nu știi ce drag te va vizita, nu știi ce va veni peste mintea ta. Nu știi cum îți schimbă, cum îți distorsionează. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Niciodată evoluția acestor dragi de curvie nu se vor opri în tine. Niciodată, dacă le permiți. De aceea stați departe, copii, părinți, bătrâni și ce-oți fi, stați departe de curvie, pentru că este dracul în ea. Este diavolul în ea.
Și ce s-a întâmplat cu omul ăsta? A primit un an de pușcărie. Ce nume? Daniel. Un an, da, frate Alin, un an. Îmi ridică, un an? Nu greșești? Mai pun un zero. Nu. Eu aș mai fi pus doi. Doi de zero. Un an, o viață. Dar există justiție divină, oameni buni. Dar există justiție. N-au putut ce să, n-au avut ce să-i facă, pentru că știți ce a zis acest drac? Ceea ce vor și ei astăzi. Știți ce a zis? Toți copiii au vrut. Știți la ce se lucrează astăzi? Consens. I-a zăzut pe zânii ăia de merg pe tocuri cu 120 de chile pe ei? A zăzut zânii ăia? Cu peruci, cu... I-a zăzut, nu? Hei! Exact cu vocea asta. Hei! Mai nu zic, sunt dracu! Lăsați în grădinițe, în școală, s-a stat 9 ani de zile într-un spital de pediatrie în Boston și a violat 400 de băieți. Vreau să vă spun ceva. Știți de ce urmărește diavolul asta? A stat de vorbă vreodată cu un copil agresat sexual? A stat vreodată de vorbă cu un copil agresat sexual? Știți ce se întâmplă în el? Știți prin ce trece? Știți prin ce calvar? Știți cât de mult se luptă cu identitatea lui? Cu ce este de fapt? Știți cât de mult este chinuit și vizitat de demoni? Pentru că prin această molestare sexuală se pune o sămânță în ei. O sămânță care îi urmărește, de care trebuie să fie liberați în numele lui Iisus, că mi se ridică pielea pe mine. Diavolul îi urmărește. De fapt, se pune în ei o sămânță stricată. Nu e vina lor, da, nu e vina lor. Dar trebuie să lupte cu ea. Trebuie să lupte cu ea. Știți ce se întâmplă astăzi în spitalul din Boston, oameni buni? Caz real, caz concret. Știți ce se întâmplă acolo? Știți ce se întâmplă? Este cel mai renumit, unul dintre cele mai renumite spitale din America de schilodire a copiilor. De conversie. Ați înțeles? Pentru că dracu n-a plecat din spitalul ăla. Voi vă dați seama că e un loc posedat care chinuie copii? Voi vă dați seama de chestia asta? E un loc posedat care chinuie copii? A ieșit managerul spitalului și a zis we agree with chestia aia. Aduceți-i la noi că vi rezolvăm. Vi nenorocim pe toți. Câți ne aduceți, atâția vă castrăm. Acolo trebuie intrat în spitalul ăla o ceată de pastori, o ceată de oameni ai lui Dumnezeu. Trebuie să intre acolo, dar eu cred în sfințirea locului, în eliberarea locului de draci. Eu cred că numele lui Iisus trebuie să te ridici ca pastor, ca națiune și să spui, dacă un loc a fost purcat de un pedofil, să spui în numele lui Iisus Hristos, locul e fi curățit de sângele lui Iisus Hristos. Și aici niciodată nu va mai păși vreun drag de perversiune sexuală, de pedofilie sau orice ar fi. O casă unde au avut loc abuzuri, un orfelinat unde au avut loc abuzuri. Era și la noi, orfelinat. Pinocchio, nu? Sora Claudia. Dă din cap, dacă e adevărat. Și atâtea orfelinate în care s-a demonstrat că au fost abuzuri. Abuzuri asupra micuților și asupra copiilor. Și trebuie intrat și trebuie rugăciuni și trebuie liberări și trebuie mustrat acest drac de pedofilie, de spurcăciune sexuală. Scos orice drac care pervertește dragostea firească. În numele lui Iisus Hristos. Amin? Eu m-aș duce în spitalul din Boston. Dacă aș fi în America, m-aș duce acolo. Pur și simplu. M-aș duce, aș intra în el și de n-aș sfinți o lună de zile spitalul ăla. Dar sunt și la noi oameni buni. Ce facem cu ale noastre? Ce facem cu orfelinatele noastre? Pentru că vreau să vă spun un lucru. Diavolul vânează ființele fără apărare. Care-s prinse la mijloc. Cum spunea Daniel, fetiță care a luat medicamente la 12 ani pentru că mama cu tata se certau. O ființă prinsă la mijloc. Dumnezeu să-i elibereze. Amen? Dacă în seara asta este cineva prins în menghina curviei, poate ascuns de mult timp lucrul acesta. Și eu am ascuns curvia în viața mea. Și eu am ascuns pornografia în viața mea. Mă căsătorisem și tot apăreau pusee de curvie în viața mea. Nu știam cum să scap de ele.
până nu m-am pus pe genunchi și până nu m-am rugat până la 5 dimineața, până nu le-am scos în numele lui Iisus cu autoritate din mine, până n-am zis în numele lui Iisus Hristos, drag de curvie, n-ai ce căuta în inima mea, pentru că mă lua deodată puseul ăla de curvie, îl simțeam în piept, îl simțeam în minte și vreau să vă spun un lucru, dracu, e atât de parșiv încât îți transmite un lucru, că n-ai unde să fugi, că n-ai unde să scapi, că e natura ta, că așa vei fi prizonier toată viața, dar este o minciună. Că numele lui Iisus poate să fie liberat cum sunt astăzi. Amin? Și sunt mulți ani de zile. Trebuie să te ridici cu autoritate în numele lui Iisus și tu să spui în numele lui Iisus Hristos să-ți poruncesc curvie și trebuie să accepți. Adică trebuie să conștientizezi că e în tine și că trebuie să o scoți afară. Și că ai o problemă. Și că acea curvie va crește și va degenera. Pentru că vreau să vă spun un lucru. În Biblie Dumnezeu n-a amenajat niciun curvar, niciunul! N-a amenajat niciun curvar, uitați-vă la Noe, Noe s-a dezbrăcat, a băut și s-a dezbrăcat, pentru că merge bine de tot alcoolul cu curvia, de ce beau ăștia în cluburi și în discoteci? Să-și piardă puditatea, să-și piardă bunul simț, de ce le dau tării tari, le mai bagă și cu Red Bull? De ce? Să-și piardă controlul logicii. Și să pice în acest drac, atenție, să anestezieze amigdala cerebrală, care zice, fugi, te trezești a doua zi că ai sida, nici nu știi de la cine, nici nu știi dacă a fost bărbat sau femeie. Vine una la tine și zice, am rămas însărcinată cu tine, du-te bă de aici, am avut un caz în biserică, una a lăsat-o pe una însărcinată, nu domnule, nu e al meu, e cu altul, când a ieșit era leit el. Nu vezi mă că seamănă cu tine? Asta urmărește diavolul. De aceea ridică-te, Dumnezeu nu l-a amenajat pe Noe, Noe este în Biblie și o rușine pe numele acesta. Este unul care s-a dezbrăcat și și-a mai blestemat și un fiu, care, atenție, s-a dus cu blestemul după el. Se spune că, am citit o carte despre blesteme, Canaan acesta, până în ziua de astăzi, fiul lui Canaan suferă de curvie. Blestemul lui taică-su s-a dus peste el. Baal, unde a apărut? Ați văzut cu Baal în siaga, ați văzut, nu? Baal, unde s-a dus? Unde a fost creat? Moloch, unde și-a făcut numărul de ucidere de prunci? În Canaan? Dumnezeu nu l-a amenajat și mulți în Biblie, haideți să vă citesc câțiva. Dumnezeu nu l-a amenajat pe Lot, care se face vinovat de incest. A, păi n-a știut frate Toni. Cine l-a pus să se îmbete, să-și omoare amigdala cerebrală? Logica, rațiunea. Nu-l menajează Dumnezeu. Fetele lui s-au culcat cu el. Păcatul Sodomei n-a ieșit din inimile lor. Mai sunt David, Dumnezeu nu l-a amenajat pe David. David care are cele mai multe profeții despre Mesia. Nu l-a amenajat. N-a zis, a, ăsta e, hai să-l protejez că e David. Nu! Dacă nu te pocăiești, Dumnezeu va da pe față păcatul curviei din tine. M-auzi? Va da pe față. Orice pastor trebuie să știe, orice preot trebuie să știe, orice tată și soț, orice mamă și soție trebuie să știe că dacă nu se pocăiește și nu te pocăiești de păcatul curviei, va ieși când ți-e lumea mai dragă la iveală și va distruge tot. 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 David și-a nenorocit 4 fii cu păcatul curviei și vreau să vă spun un lucru. Eu am observat un lucru. De la o generație la alta, dacă nu tăiem acest fir al puzerii de curvie, se agravează. David a poftit o femeie, a poftit-o în inima lui, s-a culcat cu o femeie. Și ce a făcut fiul Absalom? S-a culcat cu toate femeile lui Taxu. Ați auzit? Dracul de curvie crește de la generație la generație dacă nu-l stârpim în numele lui Iisus. Trebuie să te ridici cu autoritate și să-l tai. Amin? Doamne, am suferit. M-am luptat cu pornografie. Dacă știi că te-ai luptat cu zoofilie, dacă știi că te-ai luptat cu incest, dacă știi că te-ai luptat, poate te-ai culcat cu o verișoară, cu un verișor, cu fratele tău sunt cazuri, cu frate, cu soră. Dacă știi lucrurile astea, nu le ascunde, mărturisește-le lui Hristos și stârpește-le de peste viața ta, pentru că ele nu trec ascunzându-le. Niciun păcat nu trece ascunzându-l, ci expunându-l lui Hristos și spunându-i, Doamne, la crucea ta aruncă acest păcat și numele lui Iisus Hristos, nimicește-l de peste mine, poate tu nu-l vei mai face, dar rămâne acolo și e transmis generațional și îl va face fii tu, îl va face fiita. Trebuie să-l stârpești în numele lui Iisus, amin? Trebuie să faci asta, scoate-l,
și stârpește-l, ridică-te împotriva lui. Ascunde păcatul în numele lui Iisus Hristos. Pentru că v-am spus, crește și se dospește. Și cine a zis? Cine a folosit în dreptul păcatului cuvântul a luat? Cine? Nu Toni? Iisus Hristos a zis, renunțați la aluatul fariseilor. De ce zici, Doamne, a luat? De ce nu l-ai comparat cu orice? De ce cu a luat? Pentru că dospește și crește. Cine de aici a frământat vreodată în viața lui? Oh, a văzut cum crește? A văzut cum crește? Mă uitam la un clip pe internet, un deștept, a frământat niște aluat, a pus multă drojdie și știți ce a făcut? Să se dospească. L-a pus într-un vas închis ermetic. A zis, și l-a pus la cald. Nu faceți asta niciodată. Aluatul se acoperă cu un prosop curat, maxim, se pune lângă o sursă de căldură, nu foarte expus căldurii, ci lângă o sursă de căldură, cum făcea soacra mea. Soacra mea aici face cele mai multe și cele mai bune turte și voi duce mai departe generațional turtele. Dădea drumul la ragaz, aprindea ragazul sau cuptorul și punea ligheanul cu un prosop deasupra pe ochiurile, dar bineînțeles, ochiurile stinse. Și căldura cuptorului se degaja în acel vas și creștea. Ăsta a luat într-un vas ermetic și când a deschis, știți unde s-a înfipt aluatul? Pe tavan. Aluatul. N-ai fi zis că aluatul bubuie. I-a bubuit aluatul. La unii le bubuie aluatul. I-a bubuit aluatul. Aia nu scap de el, bubuie. Îl bași bine, îl ascunzi, știi, ca acan sub preș, pui pământ pe el. Hă-o-lo, când ți-o bubuie aluatul, vai de tine. Știți unde se duce aluatul? În tavan. Îl vede toată lumea. Ai grijă să nu-ți bubuie aluatul. Scapă de el în numele lui Iisus. Amin? Hai că poate nu termin nici predica de azi. Poate o întind la partea a treia. Da? Trec mai departe. Duhul de neiertare și trauma. Este interesant, dă-te rog frumos, Andrei, la un verset, Ieremia 29 cu 7, te rog frumos, Ieremia 29 cu 7, spune aici atât de minunat, nu cred că am greșit trimiterea, uite, vă citesc versetul, poate găsești versetul, Andrei. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. L-ai găsit? Ok, 29 cu 7. Da, Ieremia. Super. Vă mai citesc o dată versetul. Uitați ce zice Dumnezeu. E incredibil ce zice Dumnezeu. Urmăriți binele cetății în care v-am dus unde? În concediu. Și ce înseamnă ducere în robie? N-am experimentat. Experimentăm un exod din cauza furăciunii și corupției din țara asta. Da, ne-am împuținat ca neam. Nu că nu mai facem copii, atenție. Eu cred că mai sunt cel puțin 10 milioane. Pun mâna aici și zic, eu cred că mai sunt cel puțin 10 milioane de români în afara țării. Cel puțin. Te duci în Mexic, s-a dus unul în Mexic, în vârf de munte, era un român, la oi. Suntem ca și Coca-Cola, peste tot, acasă. Cred că de nou fi, nu știu, n-am curat să zic 20 de milioane pe afară. Dar 10 milioane suntem ca popa, ăștia zic 5 milioane. Nu că nu mai fac românii copii. Românii sunt harnici, românii sunt iubăreți. Fac copii și mulți, slavă Domnului Iisus. Dar corupția ne împinge să ne ducem. Copiii noștri creștem la 18-19 ani și din zonele rurale mai ales zboară în afară, se duc. Zice, urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea. Adică ștergeți traumele, ștergeți ura, ștergeți neiertarea. Ok, ați fost duși în robie, v-au bătut, v-au căsăpit, v-au furat averile, v-au furat pământurile, dar ștergeți ura, ștergeți trauma, ștergeți neiertarea, pentru că neiertarea, așa cum vă spuneam, produce un cocktail chimic, hormonal peste creierele noastre de care se folosește diavolul. Trebuie să iertăm. În numele lui Iisus iartă. Nu era iertare mai mare pe care s-o pomenești în Israel decât iertarea cotropitorilor care te-au dus în robie. Pentru că ăștia omorau, ucideau. Ce nu le trebuia, ucideau. Și luau ce era mai tânăr, mai frumos, femeile frumoase. Nu le luau bibelouri.
luau ca pradă de război, le violau mai întâi cum fac rușii prin Ucraina. Asta se întâmpla. Și Dumnezeu zice, urmăriți binele. De ce? Pentru că Dumnezeu ne cheamă întotdeauna la iertare. Pentru că iertarea, repet, este tărâmul preferat, neiertarea este tărâmul preferat al diavolului din mințile noastre. Neiertarea, drag de neiertare. Drag de neiertare. Am văzut exorcizări în viețile oamenilor care efectiv n-aveau alt păcat decât neiertarea. Femeie de 80 și ceva de ani care nu-și putea ierta soțul care a murit 30 de ani în urmă. Mi-a scris fiica ei, frate Tony, ți-o aduc pe mama să te rogi pentru ea, pentru care 80 și ceva de ani și efectiv îl urăște din toată inima pe soțul ei, zice, dar pe soț nu-l aduci? Nu! Că tata a murit acum 30 de ani. Și îmi zice, frate Tony, trebuie să plece, trebuie să moară, că are 80 și ceva de ani, o să moară curând mama și mi-e frică de mântuirea ei. A, merge la biserică, merge! N-am văzut femeie mai devotată, merge! Dar îl urăște din toate... Plângeam ca un copil, nu-mi venea să cred. Mă simțeam atât de... Cum te simți? Deci, atât de nedreptățit mă simțeam. Am zis să mă duc la poliție, să mă duc la SIR, să cer camere. Puteam să cer camere, să îl găsesc pe agresor. Existau camere în SIR. Puteam să mă duc să cer înregistrările. Puteam să mă duc să iau martori. Puteam să iau martori pe cei de la magazin. Erau acolo, aveau toți camere. Am vrut să mă duc la poliție. M-am rugat, m-am pus pe genunchi. Și am simțit cum Dumnezeu a luat cu mâna toată ura pe care o simțeam, toată neiertarea care mă stăpânea. Simțeam nevoia să-i urăsc, era și un pic brunețel așa. Simțeam nevoia să-i urăsc, să-l urăsc, să zic, bă, că... Am zis, nu, numele lui Iisus Hristos, numele lui Iisus Hristos, moldoveni, ardeleni, romi, tătari, turci, ruși, ucraineni, trebuie să trăim în pace numele lui Iisus Hristos. Și ceea ce ne face răi nu este culoarea și nu este rasa, ci este diavolul. Nu este nici culoarea, nici rasa, ci este diavolul. Noi nu luptăm cu o rasă, cu o culoare, că e moldovean și e alb ca brânza, că e mai închis la culoare, ci noi luptăm, așa cum ne spune Pavel, cu duhurile răutății. Amin? Iartă! Vreau să vă spun un lucru. Câți de aici ați luptat cu insomniile, mâna sus? Știați că insomniile au legătură strânsă cu neiertarea? Cu ura, cu neiertarea? Poți să dormi când ai ceva pe suflet, când te-a trădat cineva? Femeile care sunt lăsate și bărbații care sunt lăsați, care sunt trădați și sunt în biserică oameni trădați de parteneri, cele mai grele probleme și cea mai grea problemă pe care o duc este insomnia. Nu pot dormi. De atâtea ori Duhul Domnului, când au venit femei lăsate de bărbați sau bărbați lăsați de femei, a trebuit să mă rog și mă rugam și spuneam în numele lui Iisus Hristos, drac obraznic de traumă, nu-i vei fura somnul, acest om se va odihni, se va duce acasă și va pune capul pe pernă. Și se uitau oamenii la mine și spuneau, dar de unde știi că nu pot să dorm? De unde știi că în fiecare noapte mă zvârcolesc? De unde știi că de câteva luni sau de câțiva ani dorm câteva ore și mă tot gândesc de ce m-a lăsat, ce n-am făcut bine, ce nu am, ce îmi lipsește, dacă e vina mea, dacă e vina ei, de ce s-a întâmplat? Și am zis, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne știe foarte bine. Și vreau să vă citesc legat de insomnii și mă apropii de încheiere. Legat de insomnii spune așa, fiți atenți, un studiu. Un studiu s-a făcut pe soldați. Au fost puși soldații dintr-un batalion să doarmă 7 ore. Odihnă relaxantă, 7 ore au dormit, au fost treziți și la scurt timp au fost puși să tragă la țintă. Cei care au tras la țintă, după 7 ore de somn, au avut o acuratețe de 98%. Atenție, 98%. Da? Apoi, cei care au dormit 6 ore, da, au avut o acuratețe imediat că vreau să vă spun exact datele, nu vreau să greșesc deloc. Au avut o acuratețe de 85%.
Deci cei care au dormit 6 ore, 85%. Cei care au dormit 5 ore au avut o acuratețe de 50%. La 4 ore au scăzut la 15%. Vă dați seama, 15%. Pentru că n-au dormit cât e normal și cât este dat omului, că de-aia Dumnezeu a lăsat noaptea cu anumite ore de odihnă. A scăzut acuratețea tragerilor la 4 ore de somn la 15%. Voi vă dați seama un om care doarme câteva nopți la rând, 3-4 ore și chinuite, ce se întâmplă în creierul lui și ce dereglaj hormonal de care profită diavolul. De aceea iartă ca să dormi bine. Iubește ca să dormi bine. Iartă-te pe tine. Nu te mai judeca. De ce nu sunt, de ce nu fac, de ce nu am? Diavolul poate să pună și îmi spune cuvântul lui Dumnezeu chiar acum, n-aveam asta notat nicăieri. Îmi spune Duhul lui Dumnezeu acum că sunt oameni în sală care nu-și pot ierta ei, lor, eșecuri. Deci am ajuns la vârsta asta și nu am și nu fac și nu sunt? De ce am făcut păcatul respectiv? Nu trebuia să-l fac? Și nu se pot ierta. Dacă Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Regele Regilor, te-a iertat și ți-a aruncat păcatul în marea iertării, iartă-te și tu. Amin? Acceptă iertarea. Culcă-te liniștit. Frate Tony, nu mă pot ierta. Nu mă pot împăca cu lucrul acesta. Împacă-te în numele lui Iisus. Trec mai departe. E numărul 6. Duh de învățătură falsă și minciună. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cât privește venirea Domnului, în 2 Tesaloniceni 2, de la 1 la 4, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa repede în mințile voastre și să nu vă tulburați de vreun, spuneți voi, Duh. Apoi 1 Timotei 4 cu 1 spune, dă-te rog frumos, Andrei, la 1 Timotei 4 cu 1 care spune, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile cui? Spuneți voi, învățăturile dracilor abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor, ne spune Biblia foarte clar. Foarte clar ne spune că un drac care va face prăpăd în ultimile zile ale pământului va fi acest drac de ocultism, acest drac de învățătură falsă. Copiii noștri sunt, atenție, deja pregătiți. V-am spus și v-am dat zeci de exemple. Sunt jocuri vrăjitorești, sunt filme vrăjitorești, sunt cărți de vrăjitorie, sunt cărți de tarot. Îmi trimite un tânăr care lucrează la Starbucks, îmi trimite o poză cu colegele foarte tinere. 18-20 de ani, erau trei colege care în pauza de masă la Starbucks jucau tarot. Una le ghicea în cărțile de tarot. Și îmi trimite poză, îmi face poză și îmi zice, Tony, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu societatea de azi? Sunt dragi de înșelătorie. Yoga, o să vorbim separat despre toate lucrurile astea. Yoga, Reiki, învață să controlezi magie albă. Vine fiul într-o zi la mine, auzi la școală. Fiți atenți, întrebare ce îmi pune fiul. Fiți atenți. Slavă Domnului că m-am pregătit. Tati, care e diferența între magie albă și magie neagră? Fiul, 14 ani. I-am spus, tati, una e o înșelătorie mai mare ca cealaltă. Magia albă vine și zice că te face bine. De exemplu, ai o durere de cap, prin magia albă ți-a luat-o. Ai o suferință, ți-a luat-o. Ești chinuit, hărțuit de vreun duh, ți-a luat, te-a scăpat, te-a eliberat. Magia neagră este când faci rău prin magie, dar ambele sunt același drac. Și atenție, mai periculoasă e magia albă, pentru că se camuflează în spatele neprihănirii. Se camuflează în spatele unui... Știi? Și dracul se face ce? Și diavolul se poate face înger de lumină. Zice, îmi dai voie să pun una pe tine, faci o incantație și zice, gata, ți-am luat durerea de cap. Îmi dai voie să-ți iau durerea asta? Pune mâna, rage un pic. Zice, gata, ți-am luat durerea de cap. De fapt, magia albă este o înșelătorie drăcească. La magie neagră măcar știi, bă, mă duc să-l blestem pe ăla, știi că ești cu dracu. E o conștientizare. Nu vă lăsați înșelați. Pentru că ăștia sunt demoni sălbatici care pun stăpânire pe mințile voastre și ale copiilor voștri și stați departe de așa ceva.
va crește tot mai mult. Vom vedea închinare. Mă uitam și o să fac și un, o să fac și un filmuleț, un reels ăsta cu Katy Perry, care a cântat în biserică. A fost în biserică, a ascultat predicile astea, cum ascultați voi. Și artista asta, în ziua de astăzi, a ajuns efectiv chinuită de duhuri. Mă uitam la un filmuleț cu ea, dezbătut foarte mult, în care îi se zbate un ochi și face niște grimaze urâte pe scenă și dezbat pastori și teologi și spun așa se manifestă diavolul. La un moment dat pe scenă îi se face rău și zice: Master, I am feeling sick. Stăpâne, mi-e rău. Spune pe scenă și se clatină. Și zice: Stăpâne, Master, I am feeling sick. Help me. Oameni care fac pact cu diavolul. Copii care fac pact cu diavolul și nu știu, cred că diavolul e zâna măseluță. De-aia stați departe de dragi de înșelătorie demonică. Și am spus-o mereu: orice invoca în afară de Dumnezeu peste viața ta, întotdeauna se va prezenta diavolul. Amin? Așa este. A, nu, am invocat sufletul lui mama care a murit, se arată diavolul. Am invocat spiritul cu tare care e spirit. Fiți atenți, ce a mai născocit diavolul. Ați auzit de spiritism? Și ați auzit de duhuri paralele? Cine a auzit de asta? Există printre tineri o șmecherie a diavolului, cum că în lumea nevăzută tu ai un spirit care ți este, se înfrățește cu tine. Nu-i se zice înger, păzitor, nu, spirit. Și tinerii sunt încurajați să cheme acel spirit și să aibă experiențe cu el. Să vorbească cu el și chiar să fie luați în lumea spirituală și purtați, să facă spiritism, să iasă din trupuri. Atenție ce vă spun! Orice ați chema, și nu e Dumnezeu Tatăl, Hristos Fiul și Duhul Sfânt care purcede de la Tatăl, orice ați chema, prin orice ați chema, întotdeauna diavolul ți se va arăta. Nu există spirit siamez, nu există să faci yoga și să te integrezi în absolut și să nu te integrezi deja, de fapt, în lumea dracului. Nu, nu există. De aceea stați departe numele lui Iisus. Și închei predica de azi. Duh de mândrie și rebeliune. Rebeliunea îți afectează mintea. Cuvântul lui Dumnezeu și inima. În 2 Petru și ultimul text pe care îl citesc în seara asta, vă rog frumos să vă uitați la acest pasaj. Sunt vremurile pe care le trăim. 2 Petru 2:10. Mai ales pe cei ce în pofta lor, care? Care poftă? Cu asta am început predica. Umblă poftind ce? Trupul altuia și, atenție, e foarte important ce vă spun, și cultivând destrăbălarea sexuală, nu vom culege o generație supusă părinților, supusă stăpânirilor, supusă lui Dumnezeu. Nimeni nu spune autorităților lucrul acesta. Astăzi am citit o știre care m-a șocat. O tânără de 13 ani, atenție, i-am făcut print screen și m-am uitat la ea de 100 de ori, că am crezut că nu citesc bine. O tânără de 13 ani a fugit de acasă. E dispărută, era dispărută de nu știu cât timp. Părinții nebuniseră de durere. Nu știau ce se întâmplă cu ea. Nu știau unde este. Au căutat-o cu poliție. Titlu de ziar, România 2023. Tânără de 13 ani. Tânără găsită acasă la iubita ei. Mai citești odată, Tony. Nu-i greșit? Mai citești odată. Nu-i greșit? Întotdeauna depravarea sexuală, destrăbălarea sexuală, curvia lăsată fără frâu, în grădinițe, în școli, pe internet, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, va stârni în sufletele copiilor noștri nimic altceva decât rebeliune care ne va costa scump. Rebeliune față de părinți, rebeliune față de guverne. America, Antifa, nu știu ce să mai facă cu ei. Rebeliune, rebeliune. Și aici se ajunge, aici vrea diavolul să ajungă. Mă sună o soră și știu că lucrul ăsta se va întâmpla, pentru că vreau ca mesajele astea să le am
înaintea tuturor oamenilor din România și înaintea guvernanților din țara asta, pentru că suntem pe ultima sută de metri ca să ne mai protejăm națiunea. Suntem pe ultima sută de metri. Mă sună o soră din Timișoara astăzi și îmi spune: frate Tony, te-am văzut la pupitru în Parlament și mâncai un sandwich acolo. Mâncai cu atâta poftă un sandwich înaintea oamenilor, de le făceai poftă. Eu eram acolo în sală și efectiv îmi era o poftă să mănânci ceea ce mănânci tu, de nu mai puteam de poftă. Și l-am întrebat pe Duhul lui Dumnezeu în vis: Doamne, ce înseamnă asta? Și am auzit un cuvânt atât. Nu știu dacă femeia așa, nu mi-a zis dacă știa sau nu știa ce înseamnă cuvântul ăsta. Și a zis: am auzit în somn, în vis, o explicație. Paracletos. Știți ce înseamnă paracletos? Paracletos în Noul Testament este cuvântul pentru Duhul Sfânt. Știți care e viziunea lui Dumnezeu pentru România? Paracletosul să vorbească de la toate pupitrele acestei națiuni. Viziunea lui Dumnezeu pentru România este ca paracletosul, Duhul Sfânt, să vorbească de la pupitrul guvernului, să vorbească de la catedrele școlilor, să vorbească de la catedrele grădinițelor, să vorbească de la catedrele universităților, să vorbească de la pupitrele firmelor, de la pupitrele firmelor și team building-ul nu să fie o spurcăciune sexuală și nu să fie o beție, ci să fie o pregătire după moralitatea pe care ne lasă paracletul în Scriptură. Amin? Asta e viziunea lui Dumnezeu. Pentru că diavolul vrea să sădească rebeliune în națiunea noastră. Și am constatat un lucru și cu el vreau să închei. Vă mai spun câteva lucruri. Mai puteți? Cine mai poate? Da sau nu? Mâna sus, cine mai poate? Ok, ați ridicat majoritatea, nu mai întreb cine nu mai poate. Fiți atenți aici. Descoperire șocantă. Nucleul accumbens. A-C-C-U-M-B-N-S. Nucleul accumbens. Această zonă din creier este puternic implicată în producerea de sentimente de plăcere cu răspuns la stimul cum ar fi sexul, muzica, drogurile și religia. Și țineți minte trei. Religia, sexul și muzica. În creier, acestea corespund cu nucleul accumbens. Cântați orice, lăsați-vă copiii să cânte orice. Muzica este închinare și mereu am spus-o. În momentul în care pici într-o destrăbălare sexuală, acea destrăbălare sexuală va deveni pentru tine ce? Spuneți, Dumnezeu, religie. De-aia astea trei sunt mereu interconectate. Noi, care suntem închinătorii Dumnezeului adevărat, ne închinăm Lui prin muzică și trăim în puritate sexuală. Amin? Puritatea noastră sexuală este supusă lui Dumnezeu. Oamenii care se închină, oamenii care pică în depravare sexuală, vor cânta despre necurăția lor sexuală, iar religia lor va fi diavolul. Toate sunt conectate, mă auziți? Auziți? Sunt conectate. Noi dăm mese de dragoste pentru frații noștri și pentru Dumnezeul nostru. Ne adunăm și mâncăm. De-aia zice Biblia, tot ce faceți, fie că mâncați, fie că beți, să faceți pentru cine? Pentru că la urma urmei și mâncare este o închinare. Și te controlează Dumnezeul tău. Te controlează și în ceea ce privește mâncarea Dumnezeul tău. Păstorul meu avea o vorbă. Unii sunt pânticostali. Pânticostali. Dumnezeu să ne scape, să ne ferească. Amin? Și eu mă lupt. Și eu mă lupt cu asta. Nu vă temeți, sunt în luptă cu voi și cu toții trebuie să ne luptăm. Amin? Vreau să ne ridicăm în picioare, vă rog frumos. Încheiem. Am vrut neapărat să-mi închei mesajul. N-am vrut să mai las nimic din el. Și am spus astăzi la A7 TV despre trei forme de rebeliune față de Dumnezeu pe care le vedem. Fiți atenți. Cele trei forme care vor izbi din plin România și cu care trebuie să luptăm în vremurile care urmează. Fiți foarte atenți la ce vă spun. Prima formă de rebeliune obraznică și drăcească este renunțarea la identitatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o din naștere. Prima formă. Diavolul ne lovește copiii și lovește mințile părinților și lovește mințile guvernelor.
coarnele din Apocalipsa, cele 10 coarne ale fiarei, deja își fac apariția. Guverne care se ridică împotriva lui Dumnezeu, denaturând natura firească a omului. Prima formă de rebeliune cu care vom lupta abitir în vremurile care urmează este renunțarea la identitatea din naștere. 2. Renunțarea la întrebuințarea firească a organelor cu care ne-am născut. Este a doua formă de rebeliune. Oameni care vor veni și vor spune, poți să faci orice. Ai libertate să faci orice când Dumnezeu zice, n-ați citit că Dumnezeu a creat bărbat și femeie? N-ați citit că această unitate este binecuvântată de Dumnezeu? Și atenție, a treia formă de rebeliune, renunțarea femeii la autoritatea bărbatului. Este a treia mare formă de rebeliune cu care societatea și românească și din lumea întreagă se va lupta. Femeia peste bărbat. Femeia să subjuge bărbatul. Femeia să se ridice peste bărbat. Vor da legi să fim 50-50. Vor da legi. Bărbatul să fie înjosit. Femeia să se ridice peste autoritatea bărbatului. Când Dumnezeu spune în Geneza 3, zice dorința femeii să se țină de cea a bărbatului. Apostolul Pavel, care spune într-un mod atât de minunat, femeilor, fiți ce? Supuse bărbaților voștri, atenție, atenție! Ca Domnului! Fiți supuse ca Domnului! Eu nu mă supun lui Hristos din obligație, că mi-e greu să o fac. E o plăcere să fiu supus Domnului. E o plăcere, femeie, să fii supusă Domnului. Vreau să vă spun un lucru. Orice femeie care i s-a supus lui Hristos, pentru ea va fi o bucurie și o plăcere să se supună soțului ei. Pentru că și soțul ei îi se supune lui Hristos. Și chiar dacă soțul acela nu-i supus lui Hristos, ascultați, atât cât este pace, am crescut într-o familie care tata nu venea la biserică. Acum vine slăvit să fie Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru. Mama l-a respectat extraordinar de mult. Atâta respect am văzut față de el. N-au fost scandaluri, n-au fost certuri. Tata până la urmă a ajuns să respecte credința mamei, să respecte faptul că trebuie să meargă la biserică. Și am văzut în mama o supunere cu care am putut să conviețuim. N-am ajuns să ne tăiem venele că mama urla la tata și tata la mama. N-am ajuns să luăm pastile că se băteau și că își spărgeau farfurii în cap. Nu. Am văzut că mama a învățat din Scriptură să-i fie supusă lui tata. N-a căutat, n-a băgat divorț, ci a fost supusă. A stat în supunere. Și astăzi este răsplătită și bărbatul ei stă lângă ea în biserică, glorificat să fie Dumnezeu. Și astăzi suntem cu toții o casă a lui Dumnezeu. Toți copiii sunt întorși la Domnul, trăiesc cu Hristos. Glorie lui Iisus Hristos pentru asta. Diavolul vrea rebeliune, să-ți afecteze mintea și inima. Ascultă de părinți, ascultă de soț. Soțule, ascultă de Hristos. Și să lăsăm rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o. Vreau să ne rugăm în seara aceasta. Dacă sunt dragi de necurăție sexuală peste vreunul de aici în numele lui Iisus Hristos, cer sânge sfânt să sfârie. Să sfârâie peste mințile noastre. Dacă sunt dragi de necurăție, dacă ești chinuit sau chinuită, noaptea în vis, de vise erotice, în numele lui Iisus Hristos, cer ca sângele lui Iisus să pătrundă în mintea ta și să sfârâie. Era brahan de la rasta, la vrodi artufer. Visele erotice, visele perverse, poftele. Adică ești căsătorit. Ești căsătorit și ai gânduri cu sora, cu sora din biserică. Ai început să o visezi, ai început să-ți disprețuiești soția, sexual, nu te mai atrage soția ta, ci te atrage sora din biserică. Așa ceva este o stăpânire
demonică peste mintea ta și numele lui Iisus Hristos, cer ca sângele lui Iisus Hristos să o spulbere. Era brahan de la granier tu fera. Această formă de curvie de peste mintea ta, vreau să vă spun ceva și Duhul Domnului îmi descoperă ceva chiar acum. Creștinii, în majoritatea lor, n-au o formă de curvie fizică, ci foarte mulți sunt încătușați de diavol într-o formă mentală de curvie. Au o barieră față de curvia aceasta fizică și ei cred că dacă nu curvesc într-un mod fizic, dar curvesc la nivelul minții și lasă pofte, lasă pornografie, lasă gânduri sexuale, dacă lasă vise, au venit oameni la mine și mi-au zis, frate Tony, nu le pot controla, ce să le fac? Ba da! Pentru că visele erotice sunt o întăritură a diavolului peste mintea ta și numele lui Iisus trebuie să te ridici împotriva lor. Vreau să vă spun un lucru. În numele lui Iisus, de mii de ori s-a întâmplat să lupt noaptea în vis. Să lupt, să mă rog, să mijlocesc în vis. În visul meu trebuie să se prezinte Hristos. În visul meu are acces doar Hristos. În visul meu are acces doar Duhul Sfânt. În visul meu are acces doar vocea Tatălui. Niciun drag de spurcăciune. Eu nu mă voi trezi, în numele lui Iisus, nu mă voi trezi murdar, pângărit de erotism demonic. Nu mă voi lăsa pângărit, spune în numele lui Iisus, nu mă las pângărit, nu mă las pângărit la nivelul minții. Minte îți poruncesc în numele lui Iisus să te supui lui Hristos. Erahandala zibriar tufera, eliberare peste visele tale, eliberare peste inima ta, zebrohandala riria tufera, inima ta va sta în statornicie față de soția ta, inima ta va sta în statornicie față de soțul tău, în numele lui Iisus Hristos vei avea putere și control asupra pornografiei și pornografia nu te va mai putea chema, nu va mai avea putere asupra ta, pentru că vei spune ca Pavel, ca apostolul Pavel, crucea înseamnă că eu am murit față de lume și lumea a murit față de mine. Pornografie, între mine și tine stă crucea lui Hristos și nu mai ai putere asupra mea. Eu sunt mort față de pornografie, vreau să o spui. Eu sunt mort față de pornografie. Eu sunt mort pentru că Hristos a omorât în mine mădularele păcatului. Amin. Eu sunt mort față de poftă răcească și necurată. Dacă a reușit să-ți dezechilibreze pofta creierul, era rarahanda la riri artufera, ribrohande la vraha, vreau să mă ridic. De aceea simt nevoia să mă întăresc în Duhul zebrahande la vrani artufera, pentru că urmează să mă ridic împotriva anomaliilor sexuale. Zerahanda la stala vrohande la vari artufera. Ireg rahan de la zarafart iartulufera, zerahanta la crad iartufera. Mi-arată Duhul Sfânt că sunt aici oameni care sunt chinuiți de era frahan de la vrad iartufera, perversiuni sexuale, stib rohanta la grid iartufera. Vin! Era handa la grid iartufera, nu le știi sursa și crezi că sunt în tine, zev rohanda la rabrod iartufera. Sunt oameni aici chinuiți cu gânduri, sunt tineri chinuiți cu gânduri, dacă sunt pe invers. Sunt tinere care se gândesc, dacă sunt, dacă nu-i natura mea asta, era zabrahan de la vrohan de la gari artufera, vreau să te ridici în numele lui Iisus, vreau să te ridici în numele lui Iisus și să spui, identitatea mea este de femeie, identitatea mea este de femeie dacă ești femeie, vreau în numele lui Iisus să spui, identitatea mea este de bărbat. Și peste această identitate nu trece niciun drac. Această identitate nu va fi schimonosită de niciun drac. Această identitate nu va fi pervertită de niciun drac. Spune-o! Erahandala zabroha, ridică-te! Pentru că diavolul vrea să pună piciorul pe grumazul tău și diavolul vrea să creadă că ești supus acestui gând. Dar în numele lui Iisus, tu te ridici peste orice gând de perversiune. Tu te ridici peste orice gând. Zerahandala zarafrahandala gora. Hela razarahandala rubri artufera. Hela rahandala zarahandala vrodi artufera. N-ai acces, drag de perversiune, asupra minților copiilor noștri. Oricât vei crește în lumea asta, oricât va crește aluatul spurcăciunii în lumea asta, nu vei avea acces asupra minților băieților mei. Nu vei avea, ci spune-o, nu vei avea acces asupra minților fetelor mele. Ire zarahandala riri artufera. Zerahanda. Era brohan de la vradi artufera. Foc de protecție peste identitatea noastră. Perversiunea nu va pătrunde în biserica aceasta.
Perversiunea nu pătrunde în Biserica lui Hristos. Nu vă înșelați. Nu vă lăsați înșelați. Era brahan de la vrodiar tufera. Văd în case, în multe case văd două focuri. Era zabrodiar tufera, văd un foc străin. Văd un foc străin. Văd un foc străin negru, zebrodiar tufera, da. O flacără neagră. Era brodiar tufera, poate te gândești cum e aceasta. Era zabrohan de la vradiar tufarta la zaraha. Era vrodiar tufera. Era vrodiar tufera, văd în taină. În ceas de taină cum tați. Era zabrohan de la vrodiar tufera, sunt învinși de pornografie. Ceas de taină, în loc să coboare pe genunchi și să se roage, accesează pornografie. Văd tineri biruiți de pornografie care se închid în băi. Văd tineri care spurcă trupurile lor. Văd tineri care intră în băi cu telefoanele lor. Zerahanda la rabrodiar tufera. Era grahan de la vrodiar tufera. Zarakariar tufera. Numele lui Iisus Hristos. Această patimă, zerahanda la vrodia, este topită. Erahanda la vridiar tufera. Numele lui Iisus Hristos. Pui nu pornografiei. Numele lui Iisus nu vei mai intra. Era vrodiar tufera în baie. Zerahala gridiar tufera să accesezi pornografie. Rofer de la Zarahan, de la vrodiar tufera, sfințim orice colț al casei, sfințim orice colț și fiecare pat, sfințim era vrodiar tufera mădularele noastre și nu le dăm în trebuința diavolului. Robert de la Zarahan, de la vrodiar tufera, dacă vrei să scapi, acum este momentul să spui, vreau să fiu eliberat. Reboreta la frahan de la vrodiar tufera, nu lăsa să treacă acest moment. Sfințește trupul tău, curățește și leapădă-te de satana, leapădă-te de duhul de necurăție de peste tine, zebrodiar tu farta la ravara, era ragariar tu fera, duh de masturbare care ai pus stăpânire, zebrohanda la ririar tu fera, numele lui Iisus nu mai ai nicio autoritate, numele lui Iisus nu mai ai nicio autoritate asupra templului lui Hristos, n-ai nicio autoritate că n-ai ce să cauți în templul lui Hristos. Zera carasta rabrohanda la ramana te la foriar tu fera. Dracobraznic de necurăție, n-ai ce căuta. Dracobraznic de neiertare. Dracobraznic de rahara vrodiar tufera. De rebeliune. Zera caraza bruha de ravrohan de la gradiar tufera. Și mă rog și spun în numele lui Iisus, nicio minte a copiilor noștri nu va fi atinsă de învățătura dracilor. Niciun copil de-al nostru nu va fi vreodată preot al lui Baal. Niciun copil de-al nostru nu va fi atins de ateism, spune-o. În numele lui Iisus, ateism, n-ai acces asupra minților copiilor mei. În numele lui Iisus Hristos, dracobraznic de agnosticism. În numele lui Iisus Hristos, dracobraznic de religie falsă, n-ai nicio autoritate asupra minților copiilor mei. Copiii mei îl vor sluji doar pe Dumnezeu. Hristos la va fi salvator și Duhul Sfânt îndrumător, spune-o zebrahan de la vrodiar tufera. Se ridică tot mai mult, nu știu dacă știți, că numărul ateilor în România aproape s-a triplat. Aproape s-a triplat, a crescut cu 170%. Era zarahan de la rabrohan de la vraniar tufera. Dracobraznic de învățătură stricată, n-o să ai acces la mintea copiilor mei. Dracobraznic de manipulare, nicio putere și autoritate n-ai asupra copiilor mei. Herrara natala vrodiar tufera. Copiii noștri se vor duce la școală și se vor întoarce de acolo cu aceeași credință pe care am pus-o în ei. Copiii noștri se vor duce la școală și cu orice drag de înșelăciune vor vorbi. Herrara natala zabroha, nimic nu se va lega de ei. Vreau să fii conștient că trebuie să pui protecție peste mințile copiilor tăi. Pentru că se duc la școală și la școală, în mediile în care se duc, dau de atei, dau de agnostici, dau de yoghini, dau de tot felul de vrăjitori, de vrăjitoare, de ghicitori, de spiritiști, dau tot felul de duhuri, de înșelătorie, de spiritist stricat și spurcat. Și numele lui Iisus trebuie să pui chiar acum o strajă de foc în dreptul minților lor. Copiii mei îl vor sluji pe Domnul. Iosua a zis, eu și casa mea îl vom sluji pe Domnul și până în ziua de astăzi s-a urmărit genealogia lui Iosua și cu toții îl urmează pe Iisus. Zebrodar talavrahan de la vrodiar tufera. Îl urmează pe Dumnezeu pentru că contează ce proclam peste casa ta. Proclamă credincioșie față de Hristos.
proclamă credincioșie față de Hristos. Zera handa la rab rahande la vrodi artuf era, era ranata la rab roha. Umple-ne de Duhul Tău, umple-ne de puterea Ta și umple-ne de autoritate. Fă-ne eliberatori în numele Lui Iisus Hristos. Fă-ne eliberatori, conștientizează-ne de lupta și de bătălia pe care o avem de purtat. Lupta noastră, ne spune Apostolul Pavel în Efeseni 6 cu 12, că lupta noastră e cu căpeteniile demonice, cu stăpânirile și cu domniile și cu durile răutății. Orice stăpânire în numele Lui Iisus te supui, zebrahan de la vrodia tufera. Orice căpetenie demonică, de curvie, de corupție, de avor, de ucidere, de viciu, de destrăbălare sexuală, de hulă, zebrodiar tufera, înaintea noastră caz în leșin, zebrodiar tufera, și noi și casele noastre îl vom sluji pe Domnul. N-aveți autoritatea asupra noastră. Zibrahan de la zaragariar tufera, hela rabrohan de la gradiar tufera, era zabrodiar tufera, văd foc de protecție cum coboară din cer peste noi, văd foc de protecție cum coboară peste copiii noștri, văd străji îngerești care zera handalarid iar tufera vin să lupte împreună cu noi, văd protecție divină cum cade asupra noastră, văd lanțuri cum cad de peste mințile și mâinile și picioarele noastre, văd zebrohan de la rar iar tulufera, creiere eliberate numele Lui Iisus Hristos, de tot felul de patim, de tot felul de duhuri, de frică, zera handala vrodiar tufera, de îngrijorare, de ură, de neiertare, zera handala vrodiar tufera, o minte controlată de Duhul lui Dumnezeu, paracletos să cadă peste mințile noastre. Apărătorul nostru este Duhul lui Dumnezeu, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, voi sunteți păziți de Duhul lui Dumnezeu, ne spune Iacob, o regara natala vrohan de la vrodiar tufera, mă încred în această putere care protejează ființele noastre. Zumena ta la rabruhan de la vradiar tufera. În numele Lui Iisus, era hanta la fora, era hanta la fora, zighere ha la vradiar tufera. Îmbracă-ne cu putere și îți mulțumesc. Te laud și te glorific. Te laud.